Lăudați să fie Domnul care este în viața noastră. Amen. Haideți să stăm ridicați. Vă mai și dezmorțiți puțin. Un împărat, capitolul 19, versetul 1, este pasajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru după masa aceasta. Un pasaj care poartă un titlu aici în Sfintele Scripturi, traducerea Cornilescu, Fuga lui Ilie în pustie. Ahab a spus Izabelei tot ce a făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ilie când a văzut lucrul acesta s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața, a ajuns la Berșeba care ține de Iuda și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie, unde, după un drum de o zi, a, a așezut sub un ienuper și dorea să moară, zicând: Destul, acum, Doamne, am sufletul că nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit sub ienuper. Și iată că l-a atins un înger și a zis: Scoală-te și mănâncă. El s-a uitat la capătul lui, era o turtă coaptă cu niște pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă a mâncat, apoi a băut și s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară la atins și a zis, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care îl ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care a dat-o mâncare aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu. Horeb. Amen. Vă rog să vă reașezați. Se pare că și oamenii lui Dumnezeu din vechime, oameni cu o altă chemare special, cu o înaltă chemare și cu o altă statură spirituală, au avut momente înălțătoare, momente când au fost pe cult spirituale și au avut momente când au fost în văi. Uitați-vă la istoria lui Ilie pe care o cunoașteți foarte bine cu capitolul anterior și celelalte. Câtă influență, câtă prezență din partea lui Dumnezeu în viața lui. Poporul de rapase nu știa cine e adevăratul Dumnezeu. Să ajungi într-o astfel de situație, să nu mai știi cine e Dumnezeul adevărat. Să încep să cauți alternative nu se poate mai rău spiritual. Nu se poate o decădere mai mare. I-a chemat pe Carmel și-o zis, mă, oameni buni, dacă Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu, atunci mergeți după El, dar dacă Bal este adevăratul Dumnezeu, mergeți după El. Și ca să se demonstreze cine e adevăratul Dumnezeu, s-a făcut un altar, sau fiecare câte un altar, au înjunghiat câte un junc, așa cum bine știți, și Dumnezeul care trăia, care trăiește, trebuia să trimită foc din cer. Au încercat prorocii lui Baal cu sutele să îl înduplece pe Dumnezeu lor, care nu are putere, care nu se implică, care nu are viață, un Dumnezeu mort. N-au reușit. Și în cele din urmă, la rugăciunea lui Ilie, Dumnezeul nostru, Dumnezeul adevărat, trimite foc din cer. Și poporul cade cu fața la pământ și spune, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Și consecințele au fost că Ilie dă poruncă în, acea, în acele momente toți proroții lui Bal să fie omorâți. Și toți au fost omorâți. auzit Izabela. Izabela nu era oricine. Știți era Izabela? Vă auziți aminte? Era doamna numărul unu. Prima doamnă. Pe primele doamne la nivelul acesta au și ele influență. Și încă, ce influență? I-a transmis un mesaj și a spus să mă pedepsească zei, oia care și ei sunt morți, care nici nu pot pedepsi. Dar au făcut referire la ei. Cu toată asprimea, dacă nu se va întâmpla și ție, cum ai făcut tu cu toți prorocii lui bar. Și interesant. Omul care se roagă să vină ploaie din cer și vine după trei ani și jumătate, că tot el se rugase și nu venise ploaie, trei ani și jumătate. Omul care vede minunile lui Dumnezeu la părul cherit, omul care trăiește dintr-un pumn de făină și puțin un din oala unei văduve din Sarepta, omul care, așa cum vă spuneam, se roagă și vine foc din cer și se vede lucrarea extraordinară a lui Dumnezeu, are o decădere spirituală. Și când aude, fuge ca să scape viața. M-am gândit în multe forme să îmi intitulez mesajul acesta. Este într-un fel parcă și de actualitate. Nici nu m-am gândit la asta, numai după ce am început puțin să-l studiez, să-l reactualizez. Am mai predicat cândva, nu știu dacă la Betania, și l-am intitulat atunci pe drumul deznădejdii. Acum, parcă aș fi puțin mai direct și mai aproape de realitatea care o trăim și par, parcă l-aș numi mesajul acesta sub imperiul morții. O frică de moarte. Și din nefericire, dacă în urmă cu... Un an sau un an și jumătate nu înțelegeam, sau vorbeam doar ipotetic din scripturi, sau din experiențele altora. Se pare că groaza aceasta pune tot mai mult uh, amprenta pe sufletele și pe mintea oamenilor. Un gen de panică, un gen de nesiguranță, un gen de teamă. Și din ce în ce mai mult omenirea este sub imperiul acesta. Și în această seară aș vrea să spun câteva lucruri despre fuga aceasta lui Ilie, despre starea aceasta a acestui om sub imperiul morții, amenințării cu moartea sau într-o stare de deznădejde. Dacă vreți, o decădere spirituală. Pentru un astfel de om, pentru un astfel de calibru spiritual pe care l-a trăit el, pentru astfel de experiențe cu Dumnezeu incontestabile, incontestabile, trăiește bărbatul acesta o decădere spirituală. Într-o astfel de situație, numiți-o cum vreți dumneavoastră, oricum este potrivită. Suntem influențați mai întâi de percepția vizuală. Se spune că aproximativ 80% din informațiile pe care le primim noi ca și indivizi, le primim prin această percepție, prin capacitatea de a vedea. Când a văzut Ilie lucrul acesta și în general groaza și teama și frica și neliniștea vine în urma ceea ce vedem. Și cu cât vedeți mai multe variante, cu atât sunteți mai încurcați. Și cu cât veți sta mai mult în fața calculatorului și în fața televizorilor și în fața monitorilor și veți auzi mai mulți specialiști, cu atât veți fi în mai multă ceață și în mai multă nesiguranță. Cu cât veți citi mai multe mesaje care vin din toate direcțiile și care n-au altă, altă, destinație decât să vă liniștească, ne liniștească și vă, să vă frământe, veți avea tot mai multă ceață la orizont și mai multă incertitudine. Pentru că există o influență a percepției vizuale și aceasta ne liniștește. Uitați-vă la poporul lui Israel, aproximativ 3 milioane de suflete. Spune istoria biblică și spun istoricii cercetătorii Bibliei au ieșit din Egipt. 3 milioane. 3 milioane sunt probabil de 5-6 ori cât e populația Clujului. Să avem așa, toți adunați la oaltă. Oamenii aceștia ieșiseră din Egipt cu dorința să meargă în direcția pe care Dumnezeu le-a tras, tra, le tras, le trasat-o, să meargă spre Canaan. Numai că, la un moment dat, spre surprinderea lor, ajung în fața Mării Roșii. Faraon și-a dat seama că a făcut o greșeală împreună cu comitetul de conducere din jurul lui și-a spus, vre, trebuie să-i aducem înapoi. Cine mai construiește? Cine mai face cărămiți? Cine? Cum a putut să facem greșeala aceasta? Și s-a dus să-i caute, să-i aducă înapoi. 600 de cară, cu oameni viteji, cu Faraon în frunte și cu toți vitejii Egiptului din vremea aceea. Și voi citi versetul 10 din Exod capitolul 14. Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Când au văzut de departe acel nor de praf probabil care se ridica acolo în pustie, priviți ce s-a întâmplat în mintea și în inima copiilor lui Israel. Oameni care erau mai întâi fascinați de bucuria eliberării, mai întâi cu bucurie în suflet că i-au șefuit într-un fel pe egipteni, mai întâi cu bucuria în suflet că au luat tot ceea ce au putut lua, de data aceasta. Uitați ce se întâmplă după un, după un timp foarte sau relativ scurt. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare. A dispărut bucuria oameni buni, a, buc a, a dispărut satisfacția aceea a, a fascinației că au, au scăpat de sub subsclavia egipteană, a dispărut totul și s-au spăimântat foarte tare. De ce? Pentru că au fost influențați de percepția vizuală. Și percepția vizuală ne influențează foarte, foarte. Și uneori suntem atât de categorici pentru că am văzut noi. Un împărat al Siriei la un moment dat a avut un consiliu cu toți comandanții de oști care erau în jurul lui. Și a zis, Bă, băieți, avem o mare problemă unul dintre voi îi spion și ne vinde dușmanilor noștri. Spuneți repede cine e turnător. Pentru că dacă iau o decizie să mă duc în direcția cutare, împăratul lui Israel știe. Dacă iau decizia să mă duc în locul cutare, împăratul lui Israel știe. Nu se poate, domnule, nu se poate. Lucrurile se prea potrivesc, se prea sincronizează și careva dintre voi mă vin. Și unul dintre cei care erau acolo în preajma împăratului o să împărate, nici unul te vinde, noi suntem fideli. Dar este în Israel unul care nu dă cu presupusul s-ar putea să se întâmple unul care are mesaje foarte clare, unul căruia vorbește Dumnezeu și oamenii nu rămân în derută după ce vorbește Dumnezeu prin el. Oamenii... Și unul care știe ce gândești tu în odaia ta, acolo când ești tu singur. Ăla știe tot. Pentru că știu, este un Dumnezeu care știe totul și Dumnezeul care știe totul îi descoperă și îl transmite mai departe. Am avea nevoie și noi de astfel de oameni. Și vă rog rugați-vă Dumnezeu în vremea aceasta să-i liniștească pe toți cei care transmit mesaje neautorizate și să ridice Dumnezeu oameni în continuare și să-i întărească pe cei care transmit mesaje autorizate. Adică mesajele autorizate sunt cele autentice care sunt de la Dumnezeu și care se împlinesc. Ca o paranteză, sunt mulți frământați în vremea asta. După ce au ascultat tot felul de mesaje, s-au pus nădejdea în ele și au rămas. Dom'le, dacă așa e problema, să le eliminăm pe asta, nu? Și au venit, au înconjurat cetatea în care el se afla și dimineața s-a ridicat ă, slujitorul, o ieșit afară, versetul 15, 2, împărați, capitolul 6, slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat de dimineață și a ieșit. Și iată că o în înconjurea cetatea cu cai și cu car. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu, ah, Domnul meu, ce vom face? Iată ce o știre puternică, iată că e plin de oameni care vin în armați să ne încorce, ce vom face? Și au zis ce a spus omului Dumnezeu, nu te teme, că nu ceea ce vezi tu este real. S-ar putea să nu fie real ce eu, da! S-ar putea să nu fie real ce vedeți dumneavoastră, da, și ar să nu fie realitatea ceea ce noi percepem vizual. Da, oameni bun. Și spune, măi omule, nu asta e realitatea ce vezi. Putea să fie acolo mare contradicție. Pe cum, domnule, nu mai văd bine, dar cei cu mine? Pe cum mă faci orb? Nu asta e realitatea ce vezi. Nu te teme că realitatea este alta. Cu noi este, sunt mai mulți decât cu ei. Și ca să Încurajeze și să-l încredințeze, Elisei se roagă, spune: Doamne, deschide-i! Dar asta nu vedea. Asta vedea cu ochii închiși. Nu oameni buni. Dar se ruga Apostolul Pavel undeva în Efeseni, capitolul 1, și spunea: Și mă rog, pe la versetul 17, ca Dumnezeu să vă deschidă ochii, inimi ca să vedeți nu ceea ce se vede, ca să vedeți ceea ce nu se vede. Căci credința este o credere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile și spune stare. Care? Care? Asta e credința, oameni buni. Pentru că percepția vizuală și influența percepției vizuale ne face să intrăm în desnădejde, ne, ne face să ne cuprind o groaza morții, ne face să avem ne liniște, ne face să stăm noaptea pe internet vorba lui Andreas, și când ne trezim noaptea că nu putem dormi, în loc să citim 15 versete din Biblie ca să putem să dormim liniștiți, mai citim informații, care de fapt ne mai fac să nu mai dormim două ore. pe drumul deznădejdii sau în contextul amenințării morții, suntem influențați de percepția vizuală. Dar mă rog și eu în această seară, Dumnezeu să ne deschidă ochii inimii și să pricepem lucrurile din perspectivă spirituală și să-L credem că Dumnezeu este cu noi și mai mulți sunt cu noi și Cel care ne dă biruință este Domnul. Și biserica Domnului spune din toate inima, lăudat să fie Dumnezeul nostru. În al doilea rând, vreau să spun: într-o astfel de situație, în contextul acesta, există tendința de izolare. S-a dus până undeva, era cu slujitorul după el, și spune cuvântul Domnului, și am citit în această seară: și-a lăsat slujitorul. Și-a lăsat versetul 3, a doua parte. Și și-a lăsat slujitorul acolo. De ce? Pentru că există o tendință de izolare în care să nu mai vorbești cu nimeni, să nu mai vezi pe nimeni, nu mai vrei să comunici cu nimeni și vrei să vorbești doar cu tine. Și când nu mai vorbești cu nimeni și când nu mai vii la biserică și când nu te mai rogi și când nu mai ai cu frații și când nu mai ai părtășie cu alții și când nu mai vrei să vezi pe nimeni, există marele risc să vorbești doar cu tine. Da. Și când vorbești cu tine, s-ar putea să te înveți rău tu pe tine. Cum, domnule? Da. Uitați-vă în Luca, în capitolul 12, la unul care i-a rodit țarina. Unul care când s-a uitat peste hotare și când a văzut cât greu și cât porumb și cât așa, a zis, domnule, am, am o, mare problemă. Hambarele. Am o mare problemă, hambarele. Și Domnul Iisus spune în pilda aceasta din Luca capitolul 12 și el se gândea în sine. Ce frumos era dacă se prăbușea în genunchi, cum o Andreas, și spunea, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai binecuvântat anul acesta cu îndurare. Dacă tu ai dat ploaia la vreme, este harul tău. Dacă nu au venit calamități, este harul tău. Dacă nu au înghețat când n-ar fi trebuit să fie înghețat, este harul tău. Dacă am putut să intru să secer la vreme, este harul tău. Dacă nu au încolțit grâul pe teren și nu putrezit acolo din cauza ploile, ploilor, este harul tău, n-am decât să te slăvesc pe tine. Și te rog, învață-mă tu cum să procedezi mai bine. Era extraordinar. Dar omul acesta a început să vorbească cu sine, că eu fost frică să vorbească cu alții. Domnule, dar sunt atâția egoiști, invidioși, ce să discut eu cu alții? Eu vorbesc numai cu mine. Și vorbind cu sine. A început să-și transmită mesajul acesta. Știu ce voi face. Voi strica grânarele, voi zidea altele mai mari, voi strânge rodurile și toate bunătățile mele. Și apoi, priviți-vă rog, voi zice cui? Adică eu tot cu mine voi vorbi. Și tot mie îmi voi spune și izolat să nu știe nimeni, voi lua eu o decizie și voi face niște, niște hotărâri extraordinare pentru mine, cum n-au mai fost niciodată. Suflete, ai multe bogății pentru multă vreme. Știi care e problema? Înveselește-te, odignește te bia și mănâncă. Numai că tragedia lui a fost următoarea. Că a venit Domnul la el, nu l-a lăsat chiar să fie în izolare, și a zis, ce băia bun ești tu. Așa a zis. Ce băiat inteligent ești tu. Parcă e dur cuvântul acesta. Nebunule. Chiar în noaptea aceasta te se va cere sufletul. Că el nu se veselește nici cu grâu, nici cu băutură, nici cu lucrurile din lume. Sufletul tău, de fapt, este al lui Dumnezeu. Și dacă el se bucură cu ceva, se bucură cu ceva din Dumnezeu. Și vreau să spun că noaptea aceasta ți se va cere sufletul. Și tot ce ai, cui vor rămâne? Este un mare pericol să te izolezi? Este un mare pericol să vorbești doar cu tine? Este, o, este un mare pericol să te rogi doar în tine? Da, sunt unii care se roagă numai în sine. Știți cum s-a rugat la, în sine din Luca, capitolul 18? Fariseul, știți cum s-a rugat? Zice Biblia că în timp ce Vameșul plângea pentru nenorocirile lui și pentru păcatele lui, Fameș, fariseul se ruga în sine. Adică vorbea și ăla cu sine. Făcea o rugăciune sine lui. Așa, din interiorul lui. Și spunea, mulțumesc Dumnezeule, așa, eu, el, el cu el că eu nu sunt ca ceilalți oameni, nu sunt hărpăres, nu sunt, nu sunt, nu sunt, nu sunt. Mă uit în jurul meu și sunt toți niște plebea, niște, niște nenorociți. Dacă ai ceva bun în Biserica Betania, sunt eu. Așa, ceva de genul ăsta. Postez de două ori, pe, de nu știu câte ori, de trei ori pe săptămână, eu nu sunt ca ceilalți. Și dau și zecioală și sunt un om extra. Dacă pe toți le avea ca mine, Doamne, n ar avea nicio problemă. Ceva de genul ăsta, să ce bine dacă s-a tare să-l aud eu sau tu. Sau, mă rog. Bă, 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 hai să te ajutăm. Că ai nevoie de ajutor. Pe drumul acesta al deznădejdii, sub groaza și sub imperiul morții, ești, ești, tentat să te izolezi. Să nu mai vorbești cu nimeni, să nu mai transmiți niciun mesaj, să nu răspunzi la mesaje, să nu mai gata, să o cu părtășia, cu biserica. Și nu odată am văzut oameni care primul pas unde nu mai du la biserică. De ce? Fac eu biserică acasă. La, la mine în casă poate să... Dar el nu face. La casă stă pe butoane, butonează toate bisericile. Să de la una alta, nici măcar nu stă să asculte o predică de la capăt de la capăt, dar mă rog, o fur la biserică. A care, fără motive, stați la sticlă și fără motive Pe drumul acesta al deznădejdii, sub imperiul gro groazei morții, amenințat de moarte în al treilea rând, ești predispus să iei decizii radicale. Au ajuns undeva într-un loc și într-adevăr a început să se roage. Numai că s-a rugat în felul acesta marele proroc Ilie. Destul Doamne, i-am viața. De ce? Nu sunt mai bun decât alții. I-am viața. Dar nu o să mai trăiesc. Dar nu mai ai planuri, nu. Dar nu mai ai perspective, nu. Dar nu pe tine te-a ascultat. O, mai are. S-a terminat. Pentru că atunci când ești pe traseul acesta, când ești pe drumul acesta, când trăiești sub amenințarea aceasta și ești o șoaptă care te tot te frământă, în final nu mai vrei să trăiești. Ești gata să iei decizii radicale. Îl trimite Domnul pe Iona, știți istoria, să transmită un mesaj la Ninive. Prima dată o ezitat. Bine că cu submarinul l-a dus Domnul înapoi, nu a vrut pe deasupra, L-a dus Domnul pe că așa face Dumnezeu. Când nu vrei, așa, într-un mod normal, are Domnul metodele lui. Nu vrei în barcă, nu vrei frumos pe uh, corabie, nu vrei, nu vrei să te duci la nimive, așa cum te trimite Dumnezeu, are Domnul metode, te bagă pe la submarin. Și acolo la submarin, uh, lumină nu prea sau deloc, oxigen așa cu porția, mai vizitezi, cel puțin nu vezi, dar vizitezi prin întuneric, mai adâncurile, mai vezi pe unde este munților, dar ceea ce îți rămâne, îți rămâne rugăciunea. Și de acolo, din pântecele submarinului, numit Chit sau Pește Mare, o striga către Dumnezeu. Și în final, îi mai vorbește Domnul a doua oară, că uneori Domnul se milosivește de noi și pentru că vede că suntem, iertați-mă, uneori încăpățânați și neascultători, el are milă și mai vorbește așa a doua oară. Du-te la Ninive. Păi când l-a aruncat ăla pe uscat, peștele ăla, i dat așa un jet, să aveți impresia că l-a Eu parcă îl văd pe Ion, acum o din gura peștelui, s-a tot dus așa peste cap. Și când au ieșit de acolo, zburnit așa cu părul, nu mai știu încotro. După trei zile de întuneric, vă dați seama, nu? Aici și ochii Și Domnul zice, Iona, da, la Ninive. Și apoi a ajuns la Ninive, și apoi ce a transmis mesajul, ei au fost serioși. Erau păcătoși, dar serioși. Ea nu erau obișnuiți cu predicile ca și noi. Nu le se care, cum, ce. Eu au crezut în Dumnezeu. s au pus la pocăință, așa, serios, oameni buni. Au început să îmbrace cu saci. Saci, pentru cei mai în vârstă, așa un fel de saci de iută. Nu pune la domnișoarele noastre, așa, aranjează-le cu niște saci. Mă, frate, serios. Mă, ești, Uite, te trezești. Toți! Împăratul se dă jos de pe scaunul lui, ia sași pe el. Încep să plângă, să se roage, trei zile și trei nopți. Acolo erau copii mici, erau animale, erau oile. Mă rog, domnule, poruncă de la împăratul, tot să nu mănânce, să nu... Să strige cu putere către Dumnezeu. Poate Dumnezeu se va îndura de noi. Poate Dumnezeu se va întoarce de la planul Lui și nu va veni potopul, nu ne va nenoroci. Pentru că mesajul a fost 40 de zile și cetatea va fi nimicit. ăia se întorc, se pocăiesc. Domnul vede ce fac ei. Se întoarce Domnul din planul lui și Iona face o sărbătoare. Da să fie Domnul că-i plin de îndurare. Ha? Așa a făcut. Știți ce a făcut Iona? S-a izolat. S-a mâniat. S-a dus urma pe un deal și spune cuvântul Domnului și vreau să vă citesc. Acum, Doamne, versetul 3 din Iona, capitolul 4, i-am viață. Mă, Ionă, mă, tu ești în regulă? Pe păi ce fel de predicator ești? Pe de mii de oameni, în afară de copii, de femei, de oia, care nu știu să deosebesc să stânga de dreapta, îi iartă Dumnezeu. Dumnezeu le dă durare și tu te mâni. Da! Vreau să mor. Chiar așa. Da. Și încearcă Domnul să negocieze. Fie... Uitați-vă cât de îndurător este. Mă Iona, vreau să te întreb ceva. Bine faci tu că te mâni? Mă mâni eu până la moarte. Supărat. De ce? Pentru că și Iona au căzut tot pe drumul ăsta al deznădejdii, a groazei, a incertitudinii, a nesiguranței. Dar în al patrulea nu vreau să spun. Și aceasta este vestea cea mai frumoasă din textul acesta. Pe drumul deznădejde. Domnul nu te abandonează. Domnul vine la tine. Slăvi să fie numele Lui. Păi nu vă supărați, dacă eram eu în locul Domnului și era Ilie subalternul meu, pe câte minuni au văzut el și câte lucrări și de câte ori l-am ascultat să facă figurile astea, l-abandonam acolo în deșert. Lasă-l Domnului, păi dacă îi hăbăuc, hăbăuc să fie. Nu? No? Adică n-am înțeles. Partea frumoasă este că pe drumul acesta Domnul nu te abandonează. Imaginați-vă că în deșert, acolo în pustie, Ilie obosit, se culcă și când se trezește, îl scoală un înger Păi Ilie, uite, am venit până la m-a trimis stăpânul. S-a adus aici o tortă. e prăjită pe niște pietre calde și încă ceva, s a adus un ulcior de apă. Și ce vreau să spun? Scoală-te, bea, mănâncă și culcă-te iar. Știi de ce? Pentru că nu-i planul lui Dumnezeu să mori. Nu-i planul lui Dumnezeu să te izolezi. E planul lui Dumnezeu să mai mergi, mai ai de lucru. Și drumul pe care tu l-ai de făcut este un drum lung. Lăudați să fie Domnul. Pe drumul acesta al deznădejde, al groazei, vine Dumnezeu. Și în timp ce ăștia erau pe uscat, prin mijlocul mării, și au trecut poporul lui Israel și au intrat și egiptenii. A venit Dumnezeu acolo. Vă aminteam la început de mesajul acela, de pasajul acela. Și vreau să vă citesc versetul 23 în continuare, din Exod 14. Egiptenii au urmărit și toți caii lui Faraon, carne și călăreții lui au intrat după ei în mijlocul mării. Atenție! În straja dimineții, domnul din stâlpul de nor s-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat în, în vălbășală în tabăra egiptenilor. Dumnezeu a scos roatele carlor, le-a îngreuia mersul. De ce? Pentru că pe drumul acesta al nesiguranței, când te amenință moartea, vine Dumnezeu. Vine Dumnezeu! Și Dumnezeu este Cel care îți dă soluții, Dumnezeu este Cel care îți dă biruință, Dumnezeu este Cel care nu te abandonează, vine la tine! În Matei capitolul 14, Domnul Iisus Hristos nu era cu ucenicii și ăștia erau pe mijlocul mării. Și marea era atât de, de, de volburată și venea apă în corabie și ucenicii au început să se sperie. Și citesc versetul 25. Când se îngâna ziua cu noaptea, Isus a venit la ei. Pentru că asta e metoda lui Dumnezeu, pentru că asta e planul lui Dumnezeu. Atunci când moarte, atunci când groază, atunci când te amenință de siguranță, incertitudinea, atunci când ești căzut în desnădejde, Domnul nu te abandonează, Domnul vine la tine. Lăuda să fie numele Lui. Ești în această seară probabil în deznădejde? Mă asculți aici sau prin intermediul internetului? Vreau să te asigur, Domnul vine lângă tine. Domnul vine la tine Domnul te prinde de mână și spune Tu mai ai încă de lucru Tu mai ai încă perspectivă Mai este viață, mai este încă implicare Dumnezeu vrea să-ți dea biruință Lăudați să vie Domnul Și în seara aceasta mă rog ca Domnul să mustre Orice duc de deznădejde Orice duc de frământare Orice duc de apăsare Orice duc de incertitudine Și Dumnezeu să te ancoreze în mâna Lui Și Domnul să-ți dea putere în această seară Cântăm cântarea aceea, sunt un străin pribeag uitat de lume. Și la un moment dat unul dintre versuri, mi-aduc acum aminte, spune, chiar dacă ar fi să cad în deznădejde, va apărea lângă mine Isus. Și m-a întrebat, întrebat, cu glas, lin și subțire, ce faci tu, frate? N-ai vrea să ajungi sus? Mă voi scula atunci plin de nădejde și voi zbura împreună cu Isus. Dacă îmi doresc ceva în seara aceasta, îmi doresc să-L simți pe Domnul care este prezent aici în adunare. Îmi doresc într-o lume a incertitudinii și a frământării și a deznădejdii și când oamenii sunt în panică și sunt îngroziți de moarte, să te cerceteze Duhul Sfânt, să te ia Dumnezeu de mână și în seara aceasta să-ți dea Dumnezeu putere, aripi, să zbori, să zbori prin credință, să mergi înainte și să rămâi puternic, nu în numele unui sistem religios, în numele lui Isus Hristos. Lăuda să fie Domnul. El îți pregătește hrană spirituală. El îți pregătește apă spirituală. El te înviorează, El te ridică. Și El este Cel care îți dă biruință. Pentru că Domnul mai are de lucru cu tine. Pentru că Domnul mai are de lucru cu biserica Lui. Pentru că Dumnezeu vrea să-ți mai dea perspective și vrea să-ți mai dea biruință. Lăuda să fie Domnul. De aceea mă rog din toată inima Dumnezeu să vă binecuvintez. Să ne ridice Domnul din orice stare de neputință, de deznădeze, de apăsare sufletească. Din orice stare. Renunțați să, să, să fiți influențați influențați de ceea ce vedeți. Renunțați și priviți prin credință la un Dumnezeu care e invizibil, dar la un Dumnezeu care există. Priviți prin credință la un Dumnezeu care se implică în viața dumneavoastră, care se implică în viața noastră, la un Dumnezeu care ne dă biruință, lăudați să fie în numele Lui. Nu vă izolați, nu! Rămâneți oameni care să comunicați, să comunicați cu frații, cu biserica și, în mod special, să comunicați cu Dumnezeu. Doamne, dă-ne harul tău! Să vină Dumnezeu la tine noaptea, să vină Dumnezeu în toiul zilei, atunci când ești frământat sau e singur în mașină, să vină Duhul Sfânt să te prea umbrească, să-ți aducă Dumnezeu mângăiere și să-ți aducă Dumnezeu biruință. Nu lua decizii radicale, nu lua decizii radicale, nu vorbi doar cu tine, vorbește cu Dumnezeu, vorbește cu Scriptura vorbește cu oamenii Lui Dumnezeu deschide inima și încrede-te în Dumnezeu că Domnul îți dă biruință și nu te teme Domnul nu te abandonează Domnul vine lângă tine, Lui Dumnezeu îi pasă de noi îi pasă de fiecare dintre noi suntem săpați în palmele Lui Iisus Hristos este Dumnezeul nostru este Mântuitorul nostru și în seara aceasta spunem din toată inima lăudați să fie în numele Lui și încheia din vă frumoasele versuri ale cântării Tu nu pleci niciodată de la mine și nici o clipă singur, o știți? Căutați-o! Tu ești mereu puterea ce mă ține. Din cel din tâi, la cel din urmă pas. Haideți să cântăm din cântarea aceasta, poate câteva versuri, și apoi fratele pastor, fratele Pavel, va face încheierea din seara aceasta a slujbei noastre. Să stăm ridicați! Dumnezeu să vă binecuvânteze!